Canicula topește profitul din piețele golite de clienții care țin cont de avertizările de cod galben și portocaliu. Comercianții din piața centrală se plâng că li se strică marfa pe tarabă și sunt chiar nevoiți să mai lase la preț, în special la roșii și fructele care se strică mai repede din cauza arșiței. Aduc marfă proaspătă, dar se strică din cauza caldurii. Da. Câteva ori, nu stați. Da, da. Deci vin de dimineață la prima oră, dar până la orele 14, nu mai târziu nu. Cu apă. Apă, cât mai multă apă. Văd că aveți și o pălărie. Da, pălăria e... E cald, tare. Mai beam apă de asta, sifon reciu și cu apă reciu și cu asta. Bă. Ce se face? Mergem tot înainte. A, să strică marfa, să strică multe. Ce se face? O aruncăm. Care e cea mai sensibilă? Roșia și ardei și apa și cu varza mai o leacă mai așa. Dar rest... Dar nu, ce toate? Uite, păsările, tot la fel. Ați aruncat? Am aruncat. Ce să le faci? Dau la oameni stricat? Nu. E stricat, arunc. Mai vin oameni pe căldurile astea în piață? Nu prea. Dimineața vine și o leacă pe seară. Atât. Comercianții reclamă și lipsa apei reci gratuite la robinete sau țâșnitori. În hala de fructe și legume, apa rece de la robinet lipsește de aproape 2 ani, singura sursă de apă fiind cea din hala de lactate. În plus, apa potabilă se găsește doar la tonomatele unde oamenii trebuie să plătească pentru a se răcori. Dacă nu, comercianții își aduc bidoane cu apă de acasă. Mă spăl cu sticla, cu găleata? Nu este, n-avem o țâșnitoare cu apă. Căutați, este în hală, dar tocmai la toaletă, deci trebuie să intri acolo, trebuie să dai un leu. Da. Deci o piață întreagă poate fi fără apă? Poate să fie? Păi da, ce-ți vă arăt? Ia uitați, cireașa care am lăsat-o ieri, ia uitați-o cum arată. Să strică că e cald, asta e altă poveste. Că să strică marfa e altceva, că e cald. Dar să nu fie apă în piață e foarte tragic. Foarte tragic. Păi da, păi cum să nu fie greu? Și apă de băut vă aduceți? Da, uitați, am sticla cumpărat-o. Dar oricum n-ai putea bea apa aia că e fierbinte, e cald. Dar noi, măcar să ai, te speli, speli o cârpă, speli ceva. Căldura nu afectează numai marfa, ci și oamenii care au cerut în număr mare asistență la punctele de prim ajutor instalate de autorități în hală. Spre mirarea asistentelor medicale, cei mai mulți au fost tineri care au ignorat recomandările medicilor de a nu ieși din casă la orele prânzului. Au fost persoane, într-adevăr, care s-au simțit rău aproape în pragul leșinului, dar, sincer să vă spun, persoane tinere. Deci ne așteptam să predomine persoanele peste 50 de ani. Sunt persoane între 35 până în 50 de ani, așa, care chiar s-au simțit rău, cu probleme cardiace. Și... Deci să spunem că cei mai în vârstă au conștientizat că e pericol să iasă afară. Nu știu, aș putea să spun mai degrabă că persoanele mai în vârstă și au medicația. Sunt multe persoane tinere care nu au timp sau nu neglijează să meargă încă la medic și nu își tratează boala, probabil, și abia când ajung în situații de astea extreme percep boala, o simt mai puternic. Galațiul s-a aflat joi sub cod galben de caniculă cu temperaturi între 35 și 37 de grade Celsius la umbră.